cetate. Echipa afirmatoare vine și vă spune astăzi că nu ar finanța în niciun fel bisericile, organizațiile religioase și culte religioase. Așadar, nu o să mai dăm bani pentru construirea bisericilor, nu o să mai dăm bani de promovare a religiei, absolut niciunei religii și până la urmă nu o să mai construim catedrala Mântuirii Neamului care ne costă 300 de milioane de euro. Bun. Dar haideți în primul rând să vedem despre unde o să setăm noi astăzi discuția și despre ce fel de state vrem să vorbim, ok? Și vreau să vorbim despre state seculare, ok? Despre state în care religia și statul sunt două entități diferite. Pentru că, până la urmă, aici este dezbatere. Nu putem vorbi despre o dezbatere în care biserica și statul sunt reprezentate de aceeași entitate. Nu putem vorbi despre state precum Vaticanul, care, până la urmă, își face profitul de pe spatele bisericii, despre state precum Pakistanul, unde religia are foarte mare importanță în conducerea statului și așa mai departe. Așadar, o să setăm discuția într-un stat laic, în aceste state, în statul cum suntem și în momentul de față în România. Bun? Și o să vă demonstrăm cazul nostru prin trei argumente. Două vor fi aduse de mine, cel de-al treilea vor fi adus de colega mea. Și dar, în primul rând, haideți să vedem care este responsabilitatea statului. În al doilea rând, o să vorbim la nivel practic cum acționează statul. Iar în al treilea rând, colega mea vă va spune, până la urmă, care este rolul bisericii și cum degradăm imaginea bisericii, dacă aceasta este susținută de stat. Bun. Haideți în primul rând să vedem responsabilitatea statului și aici, primul punct, o să vorbim despre ce este religia. Ok? Și spunem că religia este o chestiune care aparține strict de individ. Este o chestiune personală, este între tine și Dumnezeul tău. Până la urmă, este o chestie pe care încerci tu să ți-o exprimi și îți exprimi apartenența unei religii la tine în casă, când nu mai este cineva împrejur și așa mai departe, o chestie intrinsecă, o chestie interioară. Și deodată mai avem oportunitate și, până la urmă, cum fac acești oameni, cum avem aceste diferite viziuni asupra credinței, ok? Și spunem că avem totodată oameni care cred 100% în Biblie, avem totodată deiști și toate acestea fac parte dintr-un singur cult, din acest cult al creștinismului, chiar dacă au viziuni diferite, pentru că, până la urmă, religia este o chestiune personală și o chestie pe care putem să o interpretăm absolut cum vrem noi. Bun? Haideți să vedem acum, la punctul 2, ce trebuie să-ți asigure statul și care este responsabilitatea statului față de cetățeni. Bun? Și spunem noi aici că avem niște nevoi de bază. Noi, ca și cetățeni a unui stat, avem niște nevoi de bază, iar din aceste nevoi de bază rezultă și niște drepturi de bază. Iar aceste drepturi de bază sunt comune la toți indivizii. Ok? Și ce vorbim aici? În primul rând despre serviciile esențiale, despre securitate. Și avem poliție, pompieri, armată și așa mai departe. Avem toată sănătate, justiție, educație, dar și egalitate de șanse. Și până la urmă, acestea sunt nevoile pe care statul trebuie să te asigure și ce statul trebuie să ofere individului, astfel încât acesta să fie un individ mulțumit. Așadar, până la urmă, ce vrem noi să demonstrăm prin acest argument și care este concluzia acestui argument este că, 1. Religia este o problemă strict personală și care nu trebuie oferită de către stat, datorită faptului că nu intră în aceste nevoi comune, nevoi de bază ale tuturor indivizilor și că este o chestiune pe care o alegi tu și pe care decizi tu cum vrei să o interpretezi. Te rog. Indivizii nu au nevoi spirituale. Ok, mulțumesc. Okay, hai să vedem până la urmă ce poate considera statul o nevoie a individului. Și vă spunem că statul nu este acel spirit, acel Dumnezeu cum ar veni al omului, în care noi putem să-i verificăm și dorințele spirituale acestuia. Noi știm că omul ăsta are nevoie de mâncare ca să trăiască, îi dăm mâncare, îi dăm ajutor de șomaz. Știm că nu-i bine să fie bătut pe stradă, îi dăm armată, îi dăm poliție. Pentru că, până la urmă, astea sunt drepturile de bază și nu știm neapărat dacă individul acela are nevoie de un Dumnezeu sau nu pentru a trăi bine. Așadar, oferim aceste drepturi care sunt nevoile de bază pentru care toți oamenii luptă. Bun. Haideți să vedem la punctul numărul 2, până la urmă, viziunea practică și în ce investește statul ca și entitate. Bun. Acesta este primul punct. Ok? Și spunem că pe lângă nevoile de bază, statul mai investește
în infrastructură, în turism și așa mai departe. Și de ce investesc aici? Tocmai pentru a dezvolta statul. Tocmai pentru că o autostradă nouă s-ar putea să ne aducă anumite beneficii ca și stat, s-ar putea să ne aducă mai apoi anumite beneficii ca și individ și până la urmă noi încercăm să creăm un mediu cât mai bun pentru acesta, un mediu cât mai bun în care să se dezvolte din punct de vedere economic. Și totodată spunem că aceste fel de investiții aduc profit statului și îl face pe stat să crească și pe stat și pe individ. Hai să vedem punctul 2 al acestei argumente, să vedem de ce biserica în sine și finanțarea acestor culte religioase nu este investiție, ok? Și avem în primul rând faptul că nu beneficiază de aici 100% de populație, pentru că nu toată lumea nu beneficiază 100% din populație, pentru că până la urmă doar unii au nevoie de aceste lucruri, doar unii au nevoie de biserici unde să se roage și doar unii au nevoie de un Dumnezeu care să fie deasupra lor. Mai mult decât atât, dacă este să privim din această perspectivă, biserica nu produce nimic, biserica nu îți aduce beneficii absolut deloc. Și atunci nu îți aduce nici bani, nu îți aduce nici profit din alt punct de vedere. Asta înseamnă, ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că până la urmă nu crește nivelul de trai al populației, nu ajută cu nimic populația și nici statul să se dezvolte. Așadar, la acest argument v-am dovedit clar că statul caută profitul și caută profitul individului atunci când investește și când atunci când investește. Bun. Și am demonstrat în al doilea rând de ce biserica nu e o investiție. Dacă veți, da, eu de ce am mai apărut religia dacă oamenii nu au nevoie de ea? Ok, bun. Până la urmă, ce am încercat noi să demonstrăm pe cazul nostru este că religia diferă foarte mult de la individ la individ. Și sunt unii oameni care au nevoie de religie, sunt unii oameni care nu au nevoie de religie. Să spunem că și cei care au nevoie de religie nu au nevoie neapărat de o catedrală care să aibă pereții pictați cu aur, astfel încât să se roage. Așadar, nu vedem absolut nicio problemă în faptul că, până la urmă, s-ar putea să trească să stai acasă ca să te rogi sau să putea să trească să te duci la o biserică mai mică, la o biserică din cartierul tău să te rogi. Nu vedem absolut nicio problemă și nu considerăm că statul intervine și contravine interesele adevărate ale individului. Așadar, până la urmă, ce v-am demonstrat noi astăzi? V-am demonstrat, în primul rând, că responsabilitatea statului este de a oferi serviciile de bază, în primul rând, și de a mulțumi toată populația. V-am demonstrat că biserica și investiția în culte religioase nu este un serviciu de bază și nu este ceva ce susține populația, societatea. Și, în al doilea rând, v-am demonstrat viziunea practică a statului și de ce nu are rost să investim, pentru că, 1. Biserica nu ne aduce profit și, mai mult decât atât, nu ne dezvoltă ca societate și ca individ. Și în finalul discursului meu o să vă spun că este ok ca individul să se roage în aceste biserici mai mici și să nu aibă și nu are nevoie de grandomanie, așa cum va discuta, cum vă va prezenta și colega mea în argumentul 3. Acestea fiind spuse, vă rog, votați cu favorul. Mulțumim vorbitorului și invităm mai departe cel de-al doilea, primul vorbitor al echipei negatoare de deschiderea liniilor. Da, mulțumesc, eu sunt Leila și sunt aici să țin primul discurs al echipei mele, echipa negatoare. Cum am spus și colegii mei, astăzi vom dezbate pe moția acest parlamentar interzis și finanțarea din orice fonduri publice a organizațiilor și cultelor religioase. În primă fază aș dori să subliniez o definiție despre care mi s-a vorbit foarte, foarte fragil în cazul afirmator și aș vrea să spun că prin organizații și culte religioase includem și organizațiile caritabile care poartă de numit ca Casa Ortodoxă pentru ajutorarea oamenilor cu dizabilități și așa mai departe, care primesc fonduri din partea statului pentru a face acțiuni caritabile și așa mai departe. În continuare mă voi referi la planul echipei afirmatoare care ne vorbește de responsabilitatea statului și cum acesta ar trebui să ofere cetățeanului de rând cum este evident, uitându-ne așa de la suprafață, acces la sănătate, acces la transporturi, educație cât mai calitativă și așa mai departe. Însă mi se ignoră total nevoia la asistență psihologică. Asistență psihologică care este acordată de biserici și de culte religioase exclusiv. Acest lucru este total pus deoparte și este neluat în seamă și înțelegem oarecum această poziție din partea echipei afirmatoare, însă în contextul moțiunii de astăzi este foarte relevant să vorbim de și această nevoie a cetățenilor. Ok, eu ca să mă relaxez din punct de vedere spiritual și ca să mă dezvolt, am nevoie de muzică. Ar trebui statul să-mi cumpere CD-uri de muzică pentru a mă dezvolta pe mine personal.
întrebare. Acest lucru nu este foarte, acest lucru nu este foarte relevant, fiindcă dialogul istoriei, religia, a apărut și s-a dezvoltat atât de tare, tocmai ca o dovadă a cererii din partea populației. Tocmai fiindcă populația a finanțat biserici, așa mai departe, să se dezvolte, a sponsorizat biserici să își cumpere, nu știu, icoane de aur de care vorbiți și așa mai departe. Deci asta vine din partea oamenilor. Bun, în continuare voi vorbi despre primul lucru, mulțumesc, voi vorbi despre primul lucru, prima idee principală pe care ne-a prezentat echipa afirmatoare, referitor la faptul că religia este o chestiune care ține de persoană, de fiecare individ în parte și așa mai departe. Da, este adevărat, în primă fază ține cont de fiecare om în parte și educația ține, ține cont de fiecare parte și educația, noi învățăm doar dacă trebuie să învățăm, totul este exteriorul nostru, dar asta înseamnă că nu avem nevoie de oameni care să studieze acel regim, nu mulțumesc, de acea ramură și să ne îndrume și să ne ajute atunci când noi cerem acest lucru. Aș vrea să mai precizez faptul că vorbim foarte mult despre aceste servicii de bază care le oferă statul, sănătate, securitate, infrastructură și așa mai departe. În primul rând, aș vrea să fac o precizare și să spun că fondurile care se alocă pentru culte religioase sunt foarte mici. Sunt extraordinar de mici, din care culte religioase își asigură minimul necesar și din ceea ce le rămâne fac acte de caritate. Acte de caritate pentru orice om, nu contează dacă acel om face parte sau nu din acel cult religios. Deci funcționează în fel. Deci funcționează ca un sistem, e practic legătura dintre stat și cetățenii din punct de vedere al calității. Nu se mai vorbește despre faptul că disponsorizările pentru biserici nu beneficiază toată lumea și că bisericile nu aduc profit. Ei bine, într-un stat secular, așa cum am acceptat că vom vorbi astăzi, nu toate sistemele au profit, nu trebuie să funcționeze toate părțile unui stat ca și niște firme care să aducă profit. Nu trebuie să, spre exemplu, nici sănătatea nu aduce profit. Nu, mulțumesc. Nu poate fi un sistem care să aducă profit, că neapărat există anumite părți ale unui stat care nu pot aduce profit. Trebuie să fie sponsorizate și mai mult decât atât, indirect, de fapt, direct nu aduc profit, indirect aduc profit din punct de vedere al dezvoltării psihologice, ale cetățenilor și așa mai departe. Lucruri pe care cetățenii îl cer din moment ce susțin biserica prin sponsorizări și merg la biserică și există atât de mulți oameni care populează bisericile și așa mai departe. Nu, mulțumesc! În continuarea discursului meu, vom vorbi de cazul negator, care va fi structurat pe două mari argumente pe care le voi prezenta eu. Primul argument se referă la faptul că acest parlament nu ar interzice finanțarea cultelor religioase, pentru că asta ar însemna tăierea unor linii de finanțare importante pentru acte de caritate. Și o să vă dau un exemplu. În prezent, dacă o biserică vrea să facă un proiect de ajutorare a câtorva oameni, îl pot prezenta primăriei, îl pot prezenta instituțiilor statului care le pot acorda fonduri. Ce le spune echipa afirmatoare? Echipa afirmatoare le spune nu, să nu îți acorde fonduri nici dacă aceștia cer bani pentru acte de caritate. Vreau să specific și că statul are organisme de control care să verifice ce se întâmplă cu banii pe care ei îi acordă. Astfel că acei bani vor ajunge în mergensurile preoților și așa mai departe. Terminând cu acest argument în care se descrie clar această legătură dintre stat și biserică și oameni, voi trece la al doilea argument care sună în felul următor. Acest parlament nu ar interzice finanțarea din orice fond comun, fond național, fiindcă aceasta poate reprezenta o sursă de venit pentru religiile mai strânse care nu au atât de mulți bani. În sensul că acum bisericile pot bate de la ușă la ușă pentru acele cotizații, pentru acele bani de la oameni care aparțin acelei religii, pentru a se întreține bisericile sau organizațiile sau cultele religioase. Pentru acei bani, care mi se pare că este o sumă de 10 lei pe persoană, am impresia, primesc bon persoanele respective,
respective, iar biserica se folosește de acei bani pentru a se întreține, de curent, pentru a exista fizic, ca și o instituție, ca și un cult. Dacă, nu mulțumesc, dacă acești oameni nu ar mai avea posibilitatea să întrețină bisericile din acest punct de vedere, și iar statul nu ar mai avea cum să finanțeze cultele religioase, așa cum le spune echipa filmatoare, practic aceste culte nu se vor, practic trebuie să dispare, adică nu vor mai putea funcționa, fiindcă nu vor mai avea niciun sprijin din partea statului, iar sprijinul din partea cetățenilor, iar sprijinul din partea cetățenilor nu este constant și suficient în cele mai multe, cazuri. În concluzie, arătându-vă că echipa filmatoare privește lucrurile doar de la suprafață, ignorând total nevoia de, la asistență psihologică din partea statului și din partea cultelor religioase și arătându-vă dezavantajele interzicerii finanțării din orice fond public a organizațiilor sau a cultelor religioase, vă rog să ne dați mulțumesc. Mulțumim auditorului și invităm mai departe echipa și mă pare pentru funcționarea liniilor. Sub nicio formă din fonduri publice, cultele religioase sau organizațiile și voi aduce propriul meu argument unde vă voi explica despre degradarea conceptului religios și cum mai departe. Dar hai să vedem prima oară ce ne aduc negatorii. În primul rând se spune că tăiem o linie importantă pentru acte de calitate, la nivel de argumentul 1. Ok, și primul rând spune că pentru ca statul să finanțeze tot felul de acte de calitate pentru copii, avem ONG-urile care se ocupă de acest lucru și dacă statul vrea să facă acest lucru, poate să facă foarte bine prin intermediul ONG-urilor sau prin oricare alt prelungire de control, pur și simplu să schimbăm agentul care face acest lucru, nu vedem nicio problemă în asta. Mai mult decât atât, spune că în cazul cum avem, de exemplu, inundațiile, bisericile nu iau bani de la stat, ci iau bani de la oameni, pentru că până la urmă știm cu toții de acele cazuri foarte cunoscute, când se donează practic haine și tot felul de produse neperisabile la biserică și așa mai departe, de la oameni din comunitatea religioasă, nu mulțumesc, nu de la stat, deci practic vedem că comunitatea în sine poate să facă aceste acte de caritate prin intermediul bisericii, fără să trebuiască să oprim noi ca stat fonduri, iar practic nu vedem absolut niciun fel de dezavantaj efectiv la nivelul moțiunii în acest caz, pentru că până la urmă actele de caritate pot în continuare să rămână. Ok, iar la nivel de argumentul lor doi și cum ne-am vorbit despre toată acea problemă cu cum e bine dispar cultele mici și așa mai departe, vorbim în primul rând de faptul că în momentul de față, dacă ar fi ca stat să investim într-o biserică, vom investi tocmai în bisericile, în cultele majoritare. Deci, practic, și în momentul de față, dacă am investit ca stat, tot am dăuna cultelor mici. Iar mai mult decât atât, spunem la nivel de culte mici, vorbim de comunități destul de închegate care, dacă vor câte, nu mulțumesc, în acea religie, vor reuși să se autosustină și să se autofinanțeze. Și vorbim de faptul că acei oameni, practic, vor reuși din taxele pe care le dau la biserică și așa mai departe, să reușească să-și continue cultul și să reușească să creadă în ceea ce vor. Și practic nu vedem absolut nicio problemă. Și ceea ce nu am auzit în niciun punct de la echipa negatoare este care este principalul efect major negativ al faptului că noi interzicem aceste lucruri, în condițiile în care singurele două lucruri pe care ei ne le pun pe masă sunt, e bine, actele de caritate care se întâmplă în continuare și faptul că, de fapt, cultele mici sau că le discriminăm într-un fel, ceea ce se întâmplă chiar și mai accentuat în cazul lor, tocmai pentru că totdeauna vom finanța bisericile a cultelor care sunt preferate de populație. Ok, iar la nivel de caz afirmator, v-am explicat la primul punct acest punct cu responsabilitatea statului. Și ce m-am zis practic la responsabilitatea statului? Am spus că religia este un lucru care aparține strict de individ și este o chestiune pur personală. Și v-am spus mai mult decât atât că este o chestiune foarte nuanțată. În sensul în care eu, ca și creștin ortodox, pot să am diferite credințe. Pot să aleg să cred în Dumnezeu, dar să nu cred în biserică. Pot să cred în biserică și în Dumnezeu. Pot să cred în diferite nuanțări ale domnului creștine. Practic vedem că aceste lucruri sunt niște chestii care aparțin exclusiv de individ și care nu le putem generaliza sau nu mulțumesc sau nu putem să facem o existență acestor lucruri la nivel a majorității populației, pentru că vorbim de o relație strict între persoană și Dumnezeu. Și practic spunem că
această, că fiecare cetățean are nevoie de anumite niște drepturi de bază. Și aici se ridică întrebarea opoziției și anume, e bine, nu ai nevoie și de acea asistență psihologică și așa mai departe. Și, practic, ceea ce noi vă răspundem la asta este că noi trebuie să garantăm ca și stat și responsabilitatea statului este să-ți garanteze drepturile fundamentale și drepturile de bază. E bine, particularitățile acestea pe individ, pentru că eu ca și individ s-ar putea să am nevoie de spiritualitate din punct de vedere religios. Dar eu ca și individ s-ar putea să am nevoie, după cum ați exemplificat și colega mea, voi, de muzică sau de orice altă formă de spiritualitate, asistență psihologică sau de creere. Deci, practic, spunem că statul nu mai este dator să-ți garanteze aceste lucruri sau să-ți finanțeze aceste nevoi, pentru că pur și simplu nu mai intră în categoria de nevoi de bază pe care orice cetățean ale unei societăți trebuie să le aibă pentru ca această societate să existe. Și mai mult decât atât, spune că această nevoie spirituală ți este finanțată în continuare, pentru că nu e ca și cum am șterge bisericile de pe hartă. Vedem că, practic, și în momentul de față, bisericile funcționează ca o microsocietate, în ce sensul că ei colectează taxe de la comunități, că practic se fac o grămadă de donații către biserică și că practic avem niște comunități religioase care ar putea foarte bine să construiască biserici și să-și finanțeze bisericile proprii. Pentru că da, vorbim de o microsocietate în cadrul societății. Deci, practic, această, chiar dacă am acceptat, deci nevoia la asistență psihologică și la spiritualitate este în continuare respectată. Ei bine, și mai mult decât atât, ce mi se spune la nivel de acest argument, mi se spune, ei bine, păi, fondurile pe care statul le investește sunt foarte mici. Și ceea ce spune este că, în primul rând, nu sunt foarte mici, pentru că vedem că, de exemplu, Catedrala Mântuirii Neamului investim 300 de milioane de euro, deci nu considerăm o investiție tocmai mică, și considerăm că acele fonduri sunt semnificative în condițiile care pot să fie redirecționate spre un alt domeniu esențial al societății. Și la nivel de punctul 2, practic, ni se spune pur și simplu că, bine, există părți din stat care nu trebuie să aducă profit. E bine, considerăm că statul, pe lângă faptul că îți asigură aceste drepturi de bază, trebuie să asigure dezvoltarea societății. Și exact aici este, era problema. Faptul că biserica nu este pe o chestiune care să privească toată populația. Nu este o chestiune în care să investești, pentru că, pur și simplu, faptul nu beneficiază tot oamenii de acest lucru. Spune-te, rog. Dezvoltarea societății este periclitată de către religie și către investiția în religie. Mulțumesc! În momentul în care cheltuiești o sumă incredibil de mare de bani ca stat, care ai putea să le direcționezi în altă parte, care îți atinge, într-adevăr, toată populația, da, este periclitată și considerăm că statul trebuie să se concentreze foarte mult pe acest profit. Ok, la nivel de argumentul meu 3, și aici vorbim despre degradarea conceptului religios. Și ce vreau să spun? Vreau să spun că în momentul în care vorbești de o biserică care este funcționată, care este finanțată din fonduri publice, vorbești în aduce religia ca și un fel de bun public. Și de ce am ajuns până la urmă la o degradare a religiei? Pentru că până la urmă că din ce în ce mai puțin oameni încep să frecventeze biserici și din ce în ce mai puțin oameni încep să creadă în Dumnezeu cum se credea înainte. Tocmai de aceasta, tocmai pentru că am adus religia în prim plan ca bun public, tocmai pentru că în loc să construim pur și simplu biserici ca locuri sfinte, construim biserici care să aibă cât mai mult aur și care să atragă cât mai multă lume acolo. Și practic spune că aduce practic religia, nu mulțumesc, la acest nivel și aduce religia practic pe piață publică și nu mai reprezentăm această claritate a religiei. Pentru că în momentul în care doar indivizii care sunt cu adevărat interesați de acest domeniu, doar indivizii care cu adevărat cred și simt nevoia să meargă la biserică, își vor autosusține aceste biserici și, într-adevăr, doar ei vor face parte din aceste biserici, în momentul acela vom respecta cu adevărat caracterul sacru al religiei în sine, pentru că, în momentul de față, practic, biserica este un bun public, un fel de exponantă care noi îi punem. Deci, ceea ce v-am demonstrat astăzi prin discursul meu este că, în primul rând, responsabilitatea statului este doar să garanteze niște drepturi de bază, iar această nevoie spirituală, în primul rând, este garantată în continuare, dar nu de către stat, pentru că nu este datoria lui să facă acest lucru, iar acei bani pot să fie redistribuiți în domenii mult mai eficiente. V-am demonstrat, practic, este un lucru care ține de tine pur și simplu ca individ și este o particularitate și mai mult decât atât v-am demonstrat că, practic, nu este absolut niciun efect negativ major la nivel de cazuri pe care le-am prezentat negator, deci, practic, toată populația funcționează exact la fel de bine, chiar dacă finanțăm sau nu finanțăm bisericile din fonduri publice. Pe toate aceste motive, considerăm echipa formatoare câștigată astăzi. Mulțumesc! Vorbitorului și invităm mai departe pe cel al doilea vorbitor al întâlnirii, iar noi pentru continuarea liniilor.
astăzi aș dori să încep prin a face o mică precizare asupra argumentării echipei guvernului. Aceștia ce am încercat să facă până acum este să transforme o nevoie o nevoie colectivă, o nevoie comună, specifică, anumită popoare, într-o nevoie individuală, pe care ei susțin că le are fiecare în parte. Și cum am făcut chestia asta? Spunând că religia nu este ceva specific unui popor și religia nu este ceva specific unui grup mai mare de oameni care sunt legați social între ei cumva, ci religia este specifică individual pentru fiecare în parte să și-o facă acasă. Ei, dacă stăm să ne uităm și la societatea noastră și la foarte multe alte societăți și din vestul Europei și din Est și din toată lumea întreagă, religia este una dintre lucrurile care ține oamenii la oaltă. Religia este unul dintre lucrurile pe care definește pe oameni ca fiind o societate. Prin asta, asta este statul român, practic. Stat român, ortodox, laic. Există întregi culturi și întregi societăți care se ghidează doar după reguli ale religiei, cum ar fi anumite societăți musulmane, care trăiesc după Shara și după Coran. Deci, oamenii, în general, din lume, tind să dea o importanță mare acestui factor a vieții de zi cu zi, ceea ce noi numim astăzi religia. Ok. Și aș dori să mai fac o precizare în continuare legat de acest lucru și acele este că nu mulțumesc imediat. A fost o discuție despre care sunt nevoile cetățeanului din societatea de astăzi. Și echipa guvernului ne-a prezentat câteva nevoi cu care suntem de acord. Într-adevăr, e nevoie la educație, la mâncare, la siguranță, la toate astea. Dar ignoră nevoia foarte importantă a oamenilor să aibă confort psihologic. Da? Asta este o nevoie foarte, foarte importantă care se găsește și în piramida lui Maslow și cu care sunt de acord majoritatea psihologilor și sociologilor în momentul actual, spune. Confortul psihologic e oferit doar de religie? Oh, bineînțeles că nu, dar confortul psihologic este oferit și de religie și, după câte vedem, în mare parte de religie. Deci, nu mulțumesc. Aș dori să continui prin a spune că religia nu este așa un lucru cu care să ne jucăm dacă ar trebui sau nu ar trebui să zic dacă trebuie să fie sau nu. Este un lucru sentimental și cu foarte mare importanță pentru foarte mare parte a societății. Ok, acum, în legătură cu argumentul 1, echipei guvernului care spune că religia nu este responsabilitatea statului. Din punctul nostru de vedere, statul este responsabil pentru a asigura confortul psihologic al populației. Și populația, majoritatea populației, consideră că religia este unul dintre instituțiile care le aduce confort psihologic. De aceea, nu doar că s-a inventat, dar de aceea a rezistat timp de milenii, nu numai de 2000 de ani, dar sunt religii care sunt mult mai vechi de 2000 de ani și a rezistat, pentru că oamenii o prețuiesc și consideră că confort psihologic. Și asta este, confortul psihologic este o valoare pe care statul ar trebui să o urmărească. Din contră, nu s-o arunce la gunoi. Ok, și... Te rog, spune-mi. De ce dacă biserica mea o să aibă cu două tururi mai puțin, eu nu o să mai cred în nimic și nu o să mai există religie? Ok, am înțeles întrebarea. Colegul meu vrea să mă întrebe dacă investiția mai mică înseamnă religie mai puțină. Din contră, nu. Religia nu este neapărat legată de investiție, însă religia este sporită de către investiție, este ajutată de către investiție și este întreținută de către investițiile pe care le face statul. Și așa cum putem să, cum au zis și colegii mele, investițiile acestea nu sunt foarte mari. De ce? Pentru că... Nu, mulțumesc. Pentru că nu este... Sunt total de acord că s-ar putea ca catedrala Mântuirii Neamului să fie mai mult sau mai puțin necesară. Însă ce este de acord este ca și în Ferentari, și aici, și la cucuieții, de aceea cucuieții din Vale, să existe câte o mică biserică, măcar câte una pe comună, în care nu reprezintă investiția așa de mare, dar care aduce toate beneficiile pe care le aduce prezența legii într-o societate. Așa. Ok. Ei mai susțin și faptul că comunitățile, dacă mai investește și mai sponsorizează statul religia, comunitățile se vor autofinanța. Lucrul ăsta este greșit, pentru că preoții și toate, practic biserica este o instituție de un provider de servicii. Este o instituție care îți pune la dispoziție ție ca și cetățean niște servicii. Și atunci, nicio instituție care îți spune care nu este bazată pe profit și face doar servicii, nu poate să reziste fără să aibă o sursă de venit. Și sursa respectivă de venit este, într-adevăr,